Continuăm cu un grupaj de știri realizate de Global News Alliance. Gada este profesoară la o școală de fete de lângă Betleem în teritoriile palestiniene. Creștinii reprezintă mai puțin de 1% din populație, dar Gada este pasionată de faptul că credincioșii ar trebui să rămână în țara în care a trăit Isus. Ea vrea să încurajeze fetele să aibă încredere în Isus, astfel încât să poată fi femei puternice ale credinței. Am fost crescută în biserică și preotul ne-a încurajat întotdeauna să studiem creștinismul mai profund, astfel încât generațiile următoare să cunoască mai multe despre creștinism. Gada a crescut în rândul minorității creștine care trăiește în teritoriile palestiniene. După ce a studiat la universitate, a devenit profesoară de religie la o școală creștină de fete de lângă Betlehem. Ne concentrăm pe învățăturile Bibliei, care sunt învățăturile lui Isus și cum să rezolvăm problemele în funcție de vârsta lor, pe baza valorilor Bibliei. Multe fete au întrebat despre problemele femeilor, referitor la faptul că creștinismul este corect față de femei și le oferă femeilor demnitatea lor, așa că explicăm întotdeauna acest lucru prin exemplul lui Isus în comportamentul său față de femei, pe care îl găsim în multe povestiri din Biblie. Ca fete, probabil că vor deveni mame în viitor, așa că le încurajăm pe fiecare dintre ele să se iubiască în calitate de femeie, să fie mândră că s-a născut pe acest pământ și să transmită această mândrie copiilor lor în viitor. Pe lângă învățarea fetelor la școală, Gada are și propriile ei două fice acasă și ea este dornică să le crească și în credința creștină. Sunt multe dificultăți la biserică, așa că încerc... Alpha.